Bun găsit, doamnelor și domnilor! Întâlnirea din această ediție a emisiunii Biserica Azi îl are în centru pe un mare artist român, un mare intelectual și un om credincios, un om apropiat de biserică. Se împlinesc anul acesta 20 de ani de la plecarea din această lume a lui Horia Berna. El este personajul care ne prilejuiește această întâlnire, personajul și personalitatea, și o să ne apropiem de el împreună cu invitații mei din această seară, oameni care l-au cunoscut și prețuit și încă îl prețuiesc pe Horia Berna. E vorba de domnul Mihai Sârbulescu, pictor și prieten bun al lui Horia Berna. Bine ați venit la Trinitas TV, domnule Sârbulescu. Mulțumesc foarte mult. Și părintele Ioan Cojanu, starețul mănăstirii Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia, l-a cunoscut pe Horia Berna, dar mai mult decât l-a cunoscut, îl prețuiește foarte mult, pentru că o să vedem, a organizat sau este așa pionul principal în organizarea unui moment omagial, comemorativ, acum la 20 de ani. Bine ați revenit, părinte Ioan Cojanu, la bine noi în studio. Reîntâlnit. Bună ziua, mulțumesc. Aș vrea să încep cu dumneavoastră, pentru că întâlnirea noastră aici, în emisiunea Biserica Azi, este prilejuită și de organizarea unei expoziții aici, la București, în sediul Muzeului Țăranului Român, un muzeu legat sau rectitorit, reînființat, am putea zice chiar înființat, cu numele acesta, de Horia Berna. Deci se află în desfășurare o expoziție dedicată lui și aș vrea să pornim de la acest moment de actualitate. Părinte Ioan Cojanu, cum v-ați gândit să fie acest moment la 20 de ani? Faptul că se împlinesc în, de altfel în decembrie, se vor împlini 20 de ani de la trecerea la Domnul a marelui nostru pictor, dar mai mult decât atât, cum l-ați și numit, om de cultură și om un mărturisitor a tot ceea ce a însemnat cultura românească și în care intra pentru el în mod firesc și credința, cultul religios. Noi, din punctul acesta de vedere, am fost mai apropiați în această perioadă, noi. Ar trebui să spun alții, eu chiar nu sunt în mod direct implicat. Asociația Lion, în această perioadă, în ultimii 3 ani, a fost foarte apropiată această asociație de Horia Berna, de lucrarea lui. Pentru că începând de la finele anului 2017, când se pregăteau cei 100 de ani de la unirea principatelor, de la Marea Unire, Asociația Lion a organizat o expoziție itinerantă care oricine ar auzi de ea, au legat-o într-un fel de lucrarea domnului Berna. Pentru că astfel avea titlul. Crucea. Crucea. Crucea, îi spuneam noi, de la comunitate la comuniune. 100 de cruci la 100 de ani. Crucea, o temă importantă, considerată de Horia Berna, atât în creația sa, dar și în cadrul organizării Muzeului Țăranului Român. Era foarte legat de cruce. Era născut în ziua crucii. Da, 14 septembrie. 14 septembrie. Și socotea viața aceasta ca o căutare a scopului, a țelului prin cruce. De aceea a socotit și la temelia lucrării sale muzeale, în care, așa cum a spus, a rectitorit Muzeul Țăranului Român, pune ca prima expoziție și ca cea mai importantă,
ca expoziția de redeschidere a muzeului Crucea. Sigur, aș vrea să mai subliniez faptul că nu am încercat nici să-l copiem, nici în altfel să-l completăm. Nu, nu avea nevoie de completare. Noi ne-am inspirat, dar scopul era cu totul altul al nostru. Ne-am legat această expoziție pe cât a fost de importantă ca și exponate ce cuprindea, pe atât a fost de importantă și ca mesaj. Vă referiți la Crucea. La expoziția Crucea. De aceea am tot timpul am dublat expoziția cu conferințe care erau legate de poporul român. Într-o astfel de lucrare fiind 2 ani, în anul trecut expoziția Crucea a ajuns și la Bruxelles în decembrie, sărbătorind 30 de ani de la Revoluție, la căderea comunismului. O continuăm, dar altfel. Așa s-au gândit tineri aceștia, care nu mai sunt chiar tineri, sunt tineri pentru că sunt fiii mei duovnicești, cei din Eleon, să continue într-un fel. Nu i-a mai spus Crucea, nu? I-a spus Horea Berna, care era și el o cruce, cât o cruce. Și nu am mai spus de la comunitate la comuniune, ci am încercat să conturăm parcursul căutărilor lui de la grădini sau de la peisajul vechi românesc, cum îl numea, până la iconostas, până la intrarea în Sfânta Sfintelor, până la jertfa lui Hristos. Și expoziția, trebuie să spunem, deschisă la Muzeul Țăranului Român, cuprinde câteva lucrări semnate Horia Berna cu aproape toate temele care l-au preocupat în... Cu cele mai importante. Mai erau câteva, dar nu am reușit. Noi nu avem lucrări, adică Asociația Leon nu are lucrări proprii. Au fost puse la dispoziție de colecționari privați. Da, și prieteni ai domnului Berna, oameni cărora le mulțumim. E drept că s-a legat o prietenie cu acești oameni încă din anii trecuți. Domnul Sorin Costina, și prieten și un ucenic în ceea ce privește, dacă putem spune, statutul de colecționar a domnului Horea Berna. Și un prieten, părinte Ioan Cojanu, și un coleg, am putea zice, desigur, nu am putea zice, zicem pe de-a dreptul, este domnul Mihai Sârbulescu. Îl cunoașteți pe Horia Berna și mă exprim la prezent, pentru că... Îl cunosc. Îl cunoașteți încă. Și încă cred că vă e foarte viu în amintire și în prezența spirituală. De foarte mulți ani, nu, domnule Sârbulescu? De mulți ani. De foarte mulți. Colegi de preocupare, de pictură, de ați participat la ateliere împreună, nu la Tescani. Am aflat că mergeați aproape anual în tabere de pictură. Aș vrea să ne conturați puțin, ca să ne apropiem de această personalitate a culturii române, domnul Horia Berna, să ne conturați puțin felul de a fi al omului. Și apoi venim și la artist. Era un om foarte viu, care știa să împace capra cu varza. Și în pictura lui, și în viață. Era un om foarte socotit, cu o cumpănă. Dar știa să echilibreze această cumpănă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că avea programul lui. De când a fost numit de către Andrei Pleșu și așa, director la Muzeul Țăranului Român. 1990, da. S-a întâmplat. Care, da, pe care a deschis muzeul, l-a deschis cu expoziția Crucea. Mergea la muzeu, venea acasă, îl aștepta soția cu Marga Berna, cu masa pusă, cu... întotdeauna trebuia să aibă un buchet de flori pe masă. Ca să nu fie doar bun, să fie și frumos.
Da, da, da. După aia mergeam în atelier și picta. Până noaptea târziu își puneam o muzică de jazz. De ce spun că știa să împace capra cu varza? Mi-a povestit ceva care îl caracterizează. Când mergea în Franța să picteze, citea Filocalia. Când mergea la mănăstirea Văratec să picteze, citea romane politiste. Era un om al paradoxului, în sensul cel mai frumos și fin al cuvântului. Nu era un om liniar. Unei cumpăniri a unor aspecte ale vieții. Da. Adică nu mergea doar pe partea aceasta, am putea zice, mistică sau ba, era un om mistic. Era un om mistic, dar, avea duhovnic, dar avea un om al bisericii. Este, în continuare. Da? Da. Vreau să spun atât de tot. Când era un om la care neașteptat în felul lui. Nu era manierist. Să fie mereu sau cu o morgă sau fără lipsii de morgă. Sau, da, era un om foarte viu și neașteptat în purtare. Deși știe că se poartă întotdeauna ca un creștin foarte bun, ca un pictor bun, ca un bun român și așa mai departe. Dar nu avea o manieră. Am înțeles că iubea foarte mult rânduiala și avea așa o... trăgea o linie între rânduială și ordine și prefera cuvântul rânduială. Dar în atelierul său de pictură, asta o știu tot de la dumneavoastră, am citit-o într-un interviu pe care l-ați dat unei publicații, era foarte ordine. Și lucrurile... Și ordinea aceasta sau rânduiala aceasta dădeau o frumusețe aparte, da, chiar și atelierului în care lucra, nu? Era un atelier splendid, bineînțeles, și era ordonat, cum spuneți. Da, domnule Sârbulescu, cum... Eu sunt curios să aflu și din experiența dumneavoastră, dar și în relația cu Horia Bernea, cum se întâmpla această inspirație atunci când se așeza în fața șevaletului și dumneavoastră la fel. Vine tot timpul, se caută această inspirație sau te lași căuta de ea, cum se întâmplă lucrurile? Din perspectiva aceasta creatorului de pictură, de artă plastică. Vă spun. Am fost întrebat odată despre acest subiect și mi s-a spus așa că Jack London avea următorul cuvânt. Nu aștepta să vină inspirația. Du-te după ea cu bâta, spunea Jack London. Eu am răspuns, și dacă dai cu bâta în baltă? Cel mai bun mod de inspirație e mai degrabă autoflagelarea. Să te pui la lucru. Și pofta vine mâncând. Dacă te pui în lucru, s-ar putea să vină. Horia Bernea știa și să-și provoace. Să-și provoace un anumit chef de a picta. Fiindcă există chef pe lume. Cheful de rugăciune chiar. Cheful de... Trebuie să ai și apetitul acesta. O anumită dispoziție. O dispoziție, un apetit. La un moment dat, da, pentru da, da, ceva. Să vrei. Să-ți placă, să te atragă. Când te atrage ceva, de pildă pictura. Degeaba mă duc eu să pictez dacă ea pictura nu vine ea la mine. Să mă caute. Pot să o caut eu până... Trebuie să mă caute ea pe mine. De-aia și sunt două, să știi așa, din Pascal. Blaise Pascal. Nu mai căuta dacă nu mai fi găsit. Pascal, de fapt, pleacă de la Sfântul Augustin, care spune și mai tare. Nu mai căuta dacă nu te-aș fi găsit eu deja. E vorba despre Dumnezeu. Sunt cuvintele lui Dumnezeu. Cuvintele lui Dumnezeu. Al lui Iisus Hristos. Nu mai căuta dacă nu te-aș fi găsit eu deja. Este extraordinar de tare. Așa e și cu pictura, și cu poezia, și cu orice. În primul rând, nu pictorul contează, ci pictura.
nu sculptor, ci sculptura. Nu poetul, ci poezia. Nichita Stănescu spunea chiar așa, zice, poezia este importantă, nu poeții. Poezia, zice, este ca marea sau ca muntele. E un fel de a privi abstract, când spunem poezie. E concret. Da? E concret. Pentru că mă gândesc că totuși există și gândul acesta. Fiecare pictor, fiecare artist încearcă să se exprime pe sine în ceea ce pune pe pânză sau știu pe ce scoate. Dacă face asta, greșește. Da? Trebuie să exprime pictura, nu pe el însuși. Poetul trebuie să exprime poezia. Spun asta cu mâna pe inimă. Uh-huh. Îmi spunea cineva... E tot o slujire. E o slujire, trebuie să auzi vocea celui... Îmi spunea un sculptor foarte talentat. Eu am încredere în mine. Zic, mă, să ai încredere în sculptură, nu în tine. Că dacă ai încredere în tine, n-ai făcut absolut nimic. Și când spuneți sculptură, spuneți pictură, spuneți poezie, spuneți... vă referiți și la acel suflu care inspirațional care vine asupra artistului și îl introduce în atmosfera aceea în care el poate să creeze. Dar și la efortul pe care el îl depune în slujirea aceasta. Da. Până la urmă acolo se întâlnesc. Da. Părinte Cojan, a zis că l-ați cunoscut pe Horia Bernea în... Bănuiesc că spre, în ultimii ani ai vieții sale? După ce a început să lucreze, să organizeze Muzeul Țăranului. Deci, în 91. În anii 90, da. Da. Din 91 până înainte, cu un an de a muri, l-am întâlnit. În câteva rânduri, noi lucram la mănăstire ca și concept. Încă lucrați? Atunci lucram doar în gând. Adică aveți pe hârtie. Da, dar și încercam să o punem pe hârtie. Mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul, trebuie să spunem, de lângă Alba Iulia, acum a încadrat oarecum în oraș, pentru că s-a extins orașul, undeva pe un deal. Care și-a mutat. Și-a mutat vatra într-o altă parte, puțin mai... Da. Dar tot pe aproape, unde faceți o biserică oarecum așa unicat, cu aplicări de piatră sculptată pe fațadă, foarte interesant, când va fi gata, pentru că încă aveți de lucru. Și deci în stadiul de proiect pe hârtie, de desene, Horia Bernea a fost așa un fel de sfătuitor. Da, în mai multe rânduri a mers la dânsul ca să mă sfătuiască. Ultima dată am fost și cu pictorul nostru, cu Vasile Lefter, și am încercat să îl ascultăm, deși arhitectul de atunci, ne-am pornit din altă perspectivă. În alt presimțitul Andrei zicea că să ne putem unde era biserica titorită în memoria lui Mihai Viteazu, așa și zice Biserica Mihai Viteazu, memorială, și acolo în jurul ei să mai construim niște clădiri și acolo să ne mutăm. Și atunci am luat legătură cu arhitectul cetății, că era în cetate. În cetatea Carolina. Alba Carolina. Alba Carolina, da. Și atunci am rămas cu el o vreme, cu arhitectul respectiv. Însă n-a făcut niciodată biserică sau mănăstire, n-a construit. Și era foarte greu să se adapteze. Ar fi putut încadra bine să adapteze la cetate, dar acum nu mai avem nevoie. Însă am încercat să lucrăm cu dânsul. Și în primele clădiri, dânsul ne le-a și proiectat, dar tot timpul apelam la domnul Bernea și lucru care crea tensiuni între mine și arhitect, trimis de părintele Iulian Voicescu. Așa l-am cunoscut pe domnul Bernea, părintele Iulian Voicescu mi-a zis să-l caut. Deci doar din perspectiva asta l-am cunoscut și am vizitat muzeul, sigur, de câte ori am avut ocazie și în timp ce se lucra la expoziții, îl organiza și după aceea.
Domnule Sârbulescu avea așa o atracție sau un atașament special față de obiectele din lumea satului? Desigur, avea o cultură apropiată de lumea era satului. Era specialist pentru și iubitor. Era chiar și specialist. Mă refer la tatăl său, care a fost un mare etnolog român, Ernest Bernea. Da. A trăit în lumea satului, Horia Bernea, chiar își exprimă în unele interviuri pe care le-a dat. Scrieri nu prea are, doar probabil însemnări care, nu știu, vor fi publicate cândva, însemnări, undeva. Da. Își exprima fascinația pentru aceste forme și pentru această integrare a obiectelor din lumea satului într-un tot organic. Da. El iară făcea diferența între natural și organic. Da. Adică vedea totul ca pe un organism în care fiecare lucru, nu? Avea ținea foarte un mult rol la categoria organicului. Da. Care totuși nu se opune naturalului. Sigur. Ne explicați organic puțin cam care era viziunea aceasta? Vă dau un exemplu. Cum seria lui de prapor e de fapt o cruce. Mm-hmm. Însă nu e crucea. Când vă referiți la prapori, sunt acele steaguri folosite da. În cultul bisericii, la mormântări sau în alte exact. Procesiuni. Din care el a făcut o serie lungă de picturi pe care a ținut-o pe vreo 30 de ani de zile în viața lui. Și care e crucea? E cumva organică. În ce sens? Nu e o cruce sculptată. Mm-hmm. Și nici măcar nu e crucea clasică pe care a fost spânzura Mântuitor. E o cruce pe care o găsești dacă tai un copac și uneori în măduva lemnului vezi un semn al crucii. Da. El așa vrea să fie. Nu vrea să facă anume semnul acela pe care și-l făcea ca orice creștin astea altă lucru. Dar vrea să fie ceva organic, cum s-a naște singur. Tai, repet, tai un copac, apare crucea. Apare crucea, da. Uh-huh. A făcut și... Dar în pictura lui așa vrea să fie totul neostentativ. Uh-huh. Deși, așa cum a spus părintele, el ținea foarte mult la capacitatea pictorului de a fi mărturisitor. De a mărturisi, în primul rând, în cazul lui Horia Bernea, prin tematica pe care a avut-o, interioarea de biserici, turile, praporul ca de o cruce și așa mai departe. Deci el ținea la mărturisire, dar nu vroia să fie ostentativ. Și de-aia, repet, nu caut cruce. Am tăiat un copac, pac. Crucea este peste tot. Se chema, de fapt, expoziția cu care deschis el Muzeul Țăranului. Uh-huh. Sau avea o sală, nu mai țin minte exact. Crucea este pretutindeni. Și foarte interesant, pentru cine a văzut atunci expoziția aceea, își aduce aminte, tot ce era în expoziție, obiectele acelea așezate într-un anume fel, nu aveau o etichetă. Desigur că ele puteau fi găsite niște explicații exact undeva, niște cataloage, dar acolo, la vizualizarea directă a expoziției, te întâmpina doar obiectul și tu trebuia să-l pătrunzi, să-l înțelegi și cu privirea, nu? Așa este. Așa a conceput, a intenționat, a făcut așa. Bineînțeles că intenționat, că au fost discuții. Vrea ca totul să fie poetic. Mm-hmm. Să lucrurile să se lege unele cu altele în expunere și să se lege și cu cel care le vede. Într-un mod poetic. Datele științifice puteau fi găsite într-un plic, cum se face și la muzeele din lume. Alături se găsesc niște plicuri, te uiți, te hârtii, citești asta din zona cutare, din anul cutare. El nu vrea să fie atemporal. De altfel... O expunere atemporală. De altfel, e până la urmă, această tema a crucii este o temă teologică fundamentală, pentru că e vorba de jertfa care stă la baza oricălui lucru frumos și bun din această lume, stă la baza, până la urmă, a creației. Jertfa.
stă, e fundament, e fundament pentru orice în această, în această lume. Și Horia Berna mărturisea, vrea să mărturisească lucrul ăsta. Da. Mai camuflat, mai discret, dar până la urmă acest adevăr, acestui adevăr a slujit, nu? Categoric. În privința crucii și a ceea ce ați spus. Eram la Tescan odată, pe vremurile, cu 30 ceva de ani, și mă vedea seara necăjit. Pictam un peisaj, eram nemulțumit de ce am făcut. Și îmi spune într-o seară, Mihai, nu mai suferi atât, doar tu. Lasă pictura să sufere și ea. Crucea. Lasă pictura să sufere și ea. Și cum ați înțeles această zicere? Am înțeles-o exact în cadrul acestei discuții. Mântuitorul nostru Iisus Hristos a suferit pe cruce, noi compătimim, dar El suferă în continuare. Cum spunea Pascal, Iisus va fi în agonie până la sfârșitul lumii. Deci El suferă în continuare. Trebuie să mai sufere și pictura, nu doar pictorul. În sensul ăsta, Mântuitorul e cel care ia asupra lui păcatul lumii. Horia Berna știa ce spune, eu am înțeles ce vrea să spune, chiar dacă n-am mai explicat eu bine. Da. Și desigur că această temă fundamentală a crucii l-a urmărit tot timpul, dar mai există o temă, am observat-o în lucrările sale, aceasta a coloanei. Era o admirație extraordinară față de forma coloanei care era întâlnită fie la pridvoarele bisericilor, fie la pridvoarele unor case, da, în diferite forme, și a expus această coloană, uneori, pentru că era și provocator Horia Berna, uneori în comparație cu câte un nud. Da, da, da. Coloana verticală asta o așeza în paralel cu formele unui nud feminin, pentru că avea și preocupări, am putea zice, mai profane, nu numai din acestea simbolico-religioase în pictură. Plăcea, îi plăcea să provoace. Avea interioare de biserici și la un moment dat pe un perete de biserică apărea un nud. El nu era un... Doamne, iartă-mă, blasfemiator sau nici vorbă. Îi plăcea să provoace. De ce nu? În biserici, doar Maria Egipteanca, Sfânta Maria Egipteanca, se reprezintă nud, așa ce e foarte... Bine, mai stilizat. Mai stilizat, mai... Nu, pac! Îi plăcea să provoace. Iar apropo de... În legătură cu coloana de care spuneți, el însuși era un om foarte drept. Și ca statură, și ca moralitate, țanțoș, și ca... De... Nu țanțoș. Nu? Nu, era drept, ca o coloană. Ce coloană e țanțoșă? Da. Nu stătea cocoșat ca mine. Am înțeles. Până la final a fost așa drept. Da, da, da. Și mai ales, repet, moral și spiritual. Bine, finalul a venit nu foarte la bătrânețe. 62 de ani, era, da, în plină, da, putere, da. Era. Părinte Ioan Cojanu, când vă uitați la picturile lui Horia Berna, ce simțiți că mărturisește Horia Berna? Pentru că și în ideea acestei expoziții organizate la Muzeul Țăranului Român se exprimă această dorință de a arăta că Horia Berna era un artist mărturisitor. Ce mărturisește? Cred că el este și pentru noi, preoți și mai ales călugării, poate fi un model în mărturisirea lui. El nu îl arăta pe Dumnezeu. El arăta necesitatea, mai mult căutării lui Dumnezeu. Mai mult necesitatea căutării și, de ce nu, și calea de a-L căuta pe Dumnezeu. Pentru că s-a pomenit aici de a citat domnul Mihai din Pascal, era o căutare în sensul de
a se simți deja pe cale, dar încă nu. Nu avea nicio pretenție, nu avea nici măcar să arate altora. Uite, așa se face. Tulburarea, dacă era, era aceea, sigur, în domeniul dânsului, dar nu numai, și dacă vine un călugăr la el, eram eu sau un preot, dacă nu are căutări, dacă nu are frământări, dacă nu are aceste neliniște, această definiție dată uneori isihiei, liniștea de a te ști neliniștit, o vedeam la domnul Bernea ca un lucru foarte sigur. Sigur trebuie să fiu pe această cale. Sigur trebuie să-L caut pe Dumnezeu. Nu sigur L-am găsit pe Dumnezeu. Deci, cred că această mărturisire era a dânsului, sau în această formă era mărturisirea lui, și am constatat că și la noi, la preoți, ar trebui să se încheie cu a arăta pe Dumnezeu. Și mai bine a-L căuta pe Dumnezeu împreună. Domnul Pleșu are o explicație când vorbește despre duhovnicul oriental, răsăritean. Și spune că dacă îl întrebi un lucru duhovnicesc, spune că nu știe, dar te ia de mână și împreună caută cu tine. Această modestie, cum a spus domnul Mihai, se putea observa la un om foarte harnic, un om foarte implicat, un om foarte vertical, un om care știa ce are de făcut. Dar, cum va spune Apostolul Pavel, nu avea pretenții că a ajuns la țintă. Mm-hmm. Și de acolo ne vorbește de la înălțime. Aceasta cred că era mărturisirea. Avea și conștiința limitei. Există o zicere pe care tot domnul Pleșu, amintim de dumnealui, le-a adunat într-un articol pe care l-a scris acum 2 ani, așa, amintindu-și de prietenul Horia Bernea, prietenul dumnealui, și zice, a consemnat, nu știu, erau toate exprimate oral, nu cred că erau un scris, sau erau poate însemnări de ale lui Horia Bernea, nu? Că a nu-ți cunoaște limitele, chiar la cei mai buni oameni, e un lucru extrem de nociv. Spusese Horia Bernea. Deci această idee... Păi și a nu munci, a nu depune efort. Da, dar totuși... Socotește că mai poate, nu? Cu gândul la... Deși ești celebru, ești mare, ești recunoscut, ai o conștiință a valorii proprii, totuși toate acestea trebuie să fie însoțite de gândul acesta al unei limite și al, până la urmă, al zmereniei. Fără asta... Limita înființează. Fără limită nimic n-ar exista. Numai Dumnezeu este nelimitat. Limita înființează. De orice și paharul și omul trebuie să-și cunoască limita. Că aia îl face să fie. Uh-huh. Fără limită e nu ar exista. Definitorie. Limita. Da. E definitorie, în sensul că numește, da. Da. E circumscrierea. Exact. Ca să-l definesc, trebuie să-i arăt limitele. Exact. Da. Și mai fac referire la o expresie a gândului lui Horia Bernea, care e prezentă și undeva în expoziție, scrisă pe un suport. Lumea este bună prin scop, zicea Horia Bernea, frumoasă ca afacere, complexă prin viețuire și spirituală prin materialitate. Foarte frumos găsite aceste cuvinte ca să exprime o viziune asupra acestei lumi, asupra ceea ce vezi, ce te înconjoară. Pentru că, până la urmă, un artist are un ochi care vede și dincolo de ceea ce vede sau
caută să vadă mai mult decât ceea ce vede toată lumea și, până la urmă, asta e arta, exprimă apoi în ceea ce așează în opera sa viziunea sa asupra obiectului, imaginii, nu? Vede, spuneți, vede. Cum vede? Se uită și atunci vede. Se uită pe sine și atunci vede. Deci nu e vorba de viziunea lui. Se uită și se uită. Da. Se uită, vede și atunci se uită pe sine și spune ce vede. Dar nu se uită în oglindă. Iar definiția asta spirituală prin materialitate l-a ajutat foarte mult pe el ca pictor, că vorbea și de a pune nud în lângă coloană. Oarecum controversată alăturare. Nudul coloană și de a vedea coloana nud, adică dezbrăcat de orice, o materialitate spiritualizată, uh-huh, în care era dezbrăcată de vulgaritate. Da, da, da. Și la fel am găsit într-una din zicerile sau însemnările sale cum că atunci când s-a dus să cumpere o fereastră de la niște țărani, nu știu de unde, pentru muzeu, a întrebat bărbatul din casă cât pot să-ți dau ca să-mi dai fereastră. Zice, eu vă dau degeaba, dacă vă trebuie, luați-o. Dar soția s-a opus vehement. Nu îmi dau această fereastră din casă pentru că toată viața prin ea am privit lumea. Răspunsul... Frumos. Deci, apropo de vedere și de prin ce ferestre te uiți ca să vezi ceva. Da, da, da. Da, da, frumos. Din păcate, acum noi în lumea aceasta digitală în care trăim avem prea multe ferestre de-astea artificiale, cu pixeli foarte mulți. Desigur, și acum noi suntem văzuți printr-o asemenea fereastră cu pixeli, că televizorul e o asemenea fereastră. Sunt și acestea utile, numai că mai trebuie să căutăm și contactul acela direct cu natura, cu realitatea, ca să ne hrănim cu frumosul, domnule Sârbulescu. Până la urmă, asta este arta. Arta te hrănește cu frumusețea, care, până la urmă, frumusețea te trimite tot la absolut. Pentru că acolo e frumosul absolut. De acolo e izvorul a tot ce e bun și frumos. Horia Berna a făcut chiar o pictură mare, cu multe ghivece cu flori suprapuse pe straturi, uh-huh, și pe care a intitulat-o, după Dostoievski, Frumusețea va salva lumea. Uh-huh. Deci ghivece... suprapuse. Da. Foarte frumoasă lucrare, da. Da. Și mai are o temă foarte interesantă și o exprimă multe lucrări de ale sale, dealul. L-a marcat dealul pe care îl vedea în satul acela în care a copilărit. Poiana Mărului din județul Brașov este locul în care a luat contact cu lumea aceasta a satului, a țăranului, și unde s-a îndrăgostit până la urmă de lumea țărănească, pe care a slujit-o, da, până la final, prin Muzeul Țăranului Român. Așa este. Dealul. Ce ne puteți zice de această formă rotundă? A avut 5 expoziții. Deal 1, deal 2, deal 3, deal 4, deal 5. Îi plăcea când ataca, hai să mă exprim așa, un subiect, îi plăcea să îl reia. Întotdeauna, oarecum în alt fel. Expoziția de al 1 era într-un fel, expoziția de al 2 era în alt fel, expoziția de al 3 în alt fel. Era același deal de la Poiana Mărului, combinat. Din dorința de diversitate sau din dorința de a îmbunătăți? Din dorința de a cerceta. De a căuta. De a căuta. Uh-huh. Ca vorbiți până, da. De a căuta, de a cerceta. Era un spirit, este, Horia Berna în continuu, un spirit foarte cercetător. Da. Foarte căutător. De-aia spun că nu se imita pe el însuși, nu imita pe alții, nu, era foarte viu.
Aș vrea să ne spuneți acum, pentru că mai avem câteva minute până la finalul emisiunii, despre grupul Prolog, din care faceți parte și sunteți cofondator la acest grup de pictori, de artiști. Horia Berna n-a făcut parte, în sensul adevărat al cuvântului, nu, din Prolog, dar a fost aproape, sau spuneți-ne cum s-a întâmplat. A făcut parte, din punctul cel mai adevărat al cuvântului, da? Din grupul Prolog. Mi-a spus odată, eu sunt Prolog mai dinainte de Prolog, ceea ce mi-a plăcut foarte mult. Deci ce ați vrut cu Prolog până la, sau ce vreți să... Înseamnă că încarci pe umerii tăi anumite teme, anumite dorințe. Nu. Prolog este o chestiune de grup. Prolog nu există de unul singur. Este un grup de prieteni. O comunitate. O comuniune. Nu poți fi creștin de unul singur. Creștinătate. E o întreagă substanță. Când spui Uniunea Artiștilor Plastici, OAP, e un... O, grup profesional. O organizație, da, o organizație. Dar n-au comun nimic de fapt unul cu altul, doar că plătesc cotizații și așa mai departe. Noi am vrut să refacem uniunea între colegi, între pictori, în contul nostru. Van Gogh are o vorbă care spune așa, zice, vai ce mai familii și pictori aceștia. Zice, doi, se înțeleg între ei numai atunci când îl vorbesc de rău până al treilea. Noi am vrut din generații diferite și cu bagaje diferite, unii cu profesori iluștri, alții autodidacți, alții nu știu cum, să fim împreună. Mm-hmm. Prin pictură, prin credință, prin natură. Deci astea erau cele trei puncte comune, așa. Cu prietenia împreună, al patrulea, da. Colegialitatea împreună, asumată. Chiar voiam să vă întreb, lumea artiștilor, lumea picturilor, e o lume în care invidia își se simte, își face prezența, pentru că există, știți, e o vorbă, invidia lucrează cel mai tare în lumea medicilor și a preoților, în lumea artiștilor cum e? Pentru că... Cred că e un lucru omenesc și e bine să scapi, dar orice om trece prin aceleași primejdii și invidia ca și dragostea sunt omenești. Uh-huh. Depinde ce încerci să alegi. Da. Dar te salvează totuși sau te ajută să te salvezi de invidie spiritul creștin, asumarea creștinismului. În orice caz. Dar admirația, dragostea, dacă iubești pe cineva, n-ai de ce să-l invidiezi. Dacă-l admiri, pentru ce să-l... Eu să-l invidiez pe Van Gogh sau pe Leonardo? Sau pe Horia Berna? Sau pe Horia Berna, sau pe Paul Gerasim, sau pe oricare dintre colegii mei din grupul Pro. Eu admir. Cum poți să invidiezi ceva ce iubești, admiri, prețuiești, socotești mai bun decât tine, fiindcă asta și este. Întotdeauna ceva ce admiri e deasupra ta. Că altfel nu le admira. Dar cel asta te scapă de invidii și de... Dar cel admirat, mă refer acum la... Cel admirat admiră la rândul lui. Uh-huh. Mă refer la Horia Berna, care era un nume înainte să moară. Adică era celebru, se bucura de celebritate. Da, da. Nu era un om invidios. Știți cum e? Când ești prea conștient de propria valoare, poți să te semețești și să ajungi la o oarecare dispreț față de ceilalți care nu, în concepția ta, nu s-au ridicat la același nivel. Nu e cazul Horia Berna. Da, am înțeles. Da. Părinte Ioan Cojanu, expoziția este în curs la Muzeul Țăranului Român și invităm pe toți cei care ne privesc să o vadă ca un gest de admirație pentru Horia Berna. Dar nu va fi doar această expoziție, vor mai fi câteva evenimente în apropierea momentului 14 septembrie, momentul în care se aniversează o vârstă pe care ar fi împlinit-o Horia Berna, nu? Expoziția a fost vernisată în 12 august și
s-a vrut de către grupul, de către cei din Asociația Leon să fie la Muzeul Țăranului Român. Domnul director s-a bucurat să facem lucrul acesta. E drept că a fost o sală nu pe dimensiunea lui Horea Verde, dar a fost o sală din muzeu pe care el l-a păstorit și a avut ocazie el, cât a fost în viață, să facă acolo expoziții enorme, imense, să umple muzeul acela prin însăși expunere, să facă operă de artă. Deci însăși expozițiile în sine erau lucrări de artă, instalațiile acelea și toate. Însă noi ne-am păstrat și forma aceasta de a dubla expoziția și cu cuvântul. Sfântul Evanghelist Ioan spune la început a fost cuvântul. Cei din prolog spune la început a fost vederea. Sigur că Sfântul Evanghelist Ioan are dreptate, pentru că toate prin cuvânt s-a făcut, cumva o va spune el în continuare, și fără de cuvânt nu s-a făcut, dar înainte de a cuvânta omul, ca Adam să pună nume tuturor celor create de Dumnezeu, întâi Dumnezeu le-a creat. Întâi i-a dat omului să le vadă. Așa încât omul le-a cunoscut văzând. Deci dublăm această expoziție tot în cinstirea lui Horea Bernea și cu un fel de... Poate n-aș fi vrut să fim prepretențioși. De colocvii vor fi grupați în trei seri. În prima seară, în 13, vor fi prietenului artiștii, o parte din ei care vor putea participa, pentru că în condițiile pe care le avem în ziua de astăzi nu o să fie cu public, dar o să fie în direct pe rețelele acestea de socializare, pe un cont de Facebook al Asociației Leon, așa este și numit, Leon Asociație, și oricine poate să participe, chiar scriind mesaje în timpul dezbaterii. Deci avem 13... În 13 artiști, prietenii artiști. 14. În 14 o să participăm și noi la Parastasul, care se va face în... La mormântul amintirea. De la... La Biserica Mavrogheni, lângă Muzeul Țăranului. Exact, da? Și seara de la 6, deci în fiecare seară va fi de la 6. Seara de la 6 vor fi preoții care vor vorbi despre linia, direcțiile, gândirea teologică. Eu aș zice așa. Poate domnul Bernea ne-ar spune a credinței sau religioasă a dânsului. Iar în ultima seară, în 15, ceilalți oameni de cultură, prietenii dânsului care l-au cunoscut și l-au îndrăgit, toate acestea vor fi într-o casă a unui prieten, o casă aproape cât un muzeu. Dar extins acel spațiu privat, dar se va extinde prin online, prin Facebook, da, pe Facebook, pentru cei care vor să-l cunoască sau să-și amintească sau să se apropie mai mult, așa cum am încercat și noi în această seară, de marele om de cultură, marele artist, Horea Bernea. Se împlinesc anul acesta, în decembrie, 20 de ani de când a trecut la cele veșnice și... facem un exercițiu de admirație pentru lucrarea sa. În 15 va fi și se va încheia și expoziția. Deci cei care vor să meargă o pot face până atunci. Ultima zi în 15. În 14 cred că e lunea. Da.
și nu va fi deschis muzeul, părinte, dar în 15 vă vor putea vizita. Părinte Ioan Cojanu, domnule Mihai Sârbulescu, vă mulțumesc. Suntem la finalul emisiunii, vă mulțumesc că am fost împreună și ne-ați conturat așa ceva din marea personalitate. O provocare. A lui Horia Bernea. Continuăm să ne apropiem de el și în zilele acestea și o facem cel mai bine văzându-i lucrările expuse, puținele din multele lucrări expuse la Muzeul Țăranului Român în această Dacă expoziție. Dacă mai permiteți un gând. De la grădină la iconostas. Expoziția a fost panotată de domnul Ion Grigorescu, care și din punctul ăsta de vedere se apropie foarte mult. A făcut tot un fel de iconostase pe acolo, tot un fel de instalații pentru unii, cum le-a panotat lucrările. Vă mulțumesc pentru participare și gândurile exprimate în emisiune. Vă mulțumesc dumneavoastră, dragi telespectatori, că ne-ați privit. Să ne revedem cu bine și sănătoși aici, la Trinitas TV.